În cadrul unei conferințe de presă susținută de membrii PNL, Câmpina, Virgil Guran, șeful formațiunii politice, a anunțat că îi va retrage sprijinul politic consilierului PNL Elvis Arghir. Decizia vine ca urmare a multor disensiuni între consilier și partid. Se pare însă că picătura care a umplut paharul a fost proiectul inițiat de Elvis Arghir, prin care mai mulți consilieri locali au plecat în străinătate în deplasări pentru schimburi de experiență. În bugetul local a apărut un proiect prin care consilierii noștri să plimbă prin lume, să vadă ce se mai întâmplă în lume. Au ajuns la concluzia că toate sunt bune și frumoase în Elveția, drept pentru care cred că ar trebui să emigrăm în Elveția, că altceva nu văd. De 20 de ani au fost fel de fel de deplasări. Aș vrea să mi se spună de către administrația locală, indiferent de ce culoare a fost, dacă s-a implementat ceva din ce s-a văzut afară. Eu, sincer să fiu, în afară de sistemul în care anumite firme deservesc anumite partide, nu am văzut să se implementeze nimic în România. Pentru că și în străinătate există acest sistem, care, într-o oarecare măsură, este necesar. Că n-ai cum să îți promovezi un partid dacă nu există niște bani. Dar trebuie să fie într-o limită a bunului simț, al normalului, al transparenței. Deci, un lucru foarte clar făcut. Și în acest sens, am văzut că s-au pregătit deplasări în Elveția, în Anglia, în Suedia, parcă dacă nu mă înșel. În Finlanda. Nu mai țin minte. Dar am reținut ceva, că se pleacă la Bodrum, în partea asta mai caldă, în perioada asta iunie, am înțeles. Deci când mai rece, în partea mai rece, adică acum e temperatura bună pentru plajă, și în septembrie, când se mai răcește, în Alania, care e exact lângă Antalya acolo, deci când e temperatura bună. Pentru că acest proiect a fost promovat de unul dintre consilierii noștri, iar celălalt consilier a plecat împreună cu el în Elveția, când noi spunem clar că acum avem nevoie de bani pentru redresarea economică, indiferent că la buget național, la buget local, la orice, prima măsură pe care am luat-o a fost de ultim avertisment pentru cei doi consilieri, dacă o să mai nu ne reprezintă partidul și nu promovează gândirea noastră în momentul de față economică, înseamnă că nu ne reprezintă. Și a doua măsură este aceea de retragere a sprijinului politic a inițiatorului proiectului Elvis Arghir, drept pentru care, începând de astăzi, el nu ne mai reprezintă pe noi ca partid, ca organizație în Consiliul Local Câmpina, se reprezintă probabil pe el sau eventual pe oamenii care l-au votat, dacă îi mai reprezintă. Și cred că, în primul rând, o să reprezinte pe cei care i-a reprezentat dintotdeauna, pe cei de la putere, nu pe cei din opoziție. Dorim ca dumneavoastră și opinia publică, cetățenii, să ia act de acest lucru. Deci Elvis Arghir nu mai reprezintă partidul nostru în Consiliul Local. Iar celălalt consilier, dacă nu se va alinia la realitatea națională, preferăm să ne reprezentăm singuri în fața populației, dacă nu putem să facem opoziția absolut necesară. Elvis Arghir va rămâne în continuare consilier local pentru că, așa cum a declarat, reprezintă interesele oamenilor care l-au ales în Consiliul Local Câmpina. Acesta nu s-a arătat foarte afectat de decizia colegilor liberali luată în unanimitate de altfel și a spus că retragerea sprijinului politic este urmarea firească a unui șir de întâmplări petrecute în ultimul timp, precum și schimbării conducerii PNL Câmpina.